Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial Academia.edu. Accelerează și distribuie cercetarea în lume. În acest tutorial vom vorbi despre cum ne logăm și vom face prezentarea generală a Academia.edu. Mergem în browser și deschidem Academia.edu. Ne apare că putem descărca 36 de milioane de PDF-uri gratis. Trebuie să ne înregistrăm sau să ne logăm. Vedem apoi că sunt mai multe topice de interes referitoare la cercetare: psihologie, chimie, calculatorul, și ne spune alătură-te celor 186 de milioane de profesori universitari sau cercetători. Apăsăm apoi pe login. Ne putem loga cu Facebook, cu Google, cu Apple sau cu e-mail și parolă. Eu acum mă loghez cu e-mail și parolă. Apăs login. Când am deschis Academia Edu, ne apare pagina de start, dacă apăsăm pe A, apoi avem pe perete, ne apar ultimele postări a celor care noi îi urmărim, sau în partea de sus ne apar ultimele documente pe care noi le-am citit pe Academia Edu. Avem apoi mentions. Dacă dăm click pe mentions, vedem că 85 de documente menționează numele de Lucian Duma. Pentru a vedea mențiunile, trebuie ca să ne alăturăm versiunii Pro. Apoi avem letters, adică scrisori. Aici ne apar articole scurte cu ISSN. Avem apoi Analytics. Aici la Analytics ne apare cine a citit documentele noastre. Iar apoi la Upload sau Încarcă, vedem că putem încărca un document sau un video. Dar acest lucru vom vedea în tutorialul următor. Iar apoi avem Tools. La Tools avem Upload, Advanced Search, adică o căutare avansată, dar după cum puteți vedea, doar Upload este la versiunea free, adică versiunea gratis. Apoi Advanced Search, PDF Packs, Translations și Search Alerts apar toate la versiunea Pro. Vedem că avem lecățelul aici. Apoi avem Courses, adică cursuri. Și putem urmări gratuit pe Academia Edu diferite cursuri. Le deschidem și vedem că avem sugerat How to write a winning grant. Cum să scriem un grant câștigător. Apoi revenim la Tools, avem Courses, avem apoi Library. Aici în library ne apar toate documentele sau videoclipurile pe care noi le-am încărcat. Bun. În partea dreaptă vedem că ne apare scris numele nostru și ne apare profilul nostru, mesajele noastre, notificări, reading history, adică ceea ce am citit, o istorie a ceea ce am vizualizat pe Academia Edu, limba site-ului și setările. Și putem la networking să căutăm colegi sau să începem o discuție. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.